Autoritățile britanice au dispus suspendarea pentru 6 ore a accesului la catafalcul reginei din cauza numărului mare de oameni. Timpul de așteptare al celor care stau în rând pentru a-i aduce un ultim omagiu depășește 10 ore, în timp ce coada măsoară mai mult de 6 kilometri. Regatul Unit își poate lua rămas bun de la cea care a avut cea mai lungă domnie din istoria sa, 70 de ani, până luni, 19 septembrie, când au loc funeraliile reginei Elisabeta II. Oamenii care au venit să vadă regina și împărtășesc emoțiile trăite. Am ieșit din casă astăzi la 3 dimineața. La ora 3 din Nottingham? Da, dar niciunul dintre noi nu este obosit, nici măcar un pic. Cum a fost să așteptați atât de mult? Nebunie curată! Însă este important pentru tine, nu-i așa? Sigur, vrem să-i aducem omagiul reginei când ajungem acolo. Toți care vin aici sunt prietenoși, binevoitori. Toată lumea s-a comportat foarte bine și cel mai important e că mi-au mâncat toate dulciurile. Din cauza numărului mare de oameni, guvernul britanic nu mai permite accesul la catafalcul reginei și asta pentru că șirul de doritori ar putea depăși chiar 16 kilometri, iar așteptarea ar putea dura și 30 de ore. Cei care au reușit să-și ia rămas bun de la Elisabeta a doua nu regretă că au stat 10 de ore. Foarte emoționant. Bineînțeles că le poți vedea la televizor, dar să experimentezi totul în realitate, pe viu, este incredibil, pur și simplu incredibil. Ceva de prețuit și de reținut pentru tot restul vieții. A fost atât de copleșitor. Ea arată frumos. Azi a fost minunat. Am întâlnit niște prieteni extraordinari. Mă întorc duminică. A meritat așteptarea. Răscolitor. Am fost atât de tristă, dar și fericită în același timp. Mă bucur că am venit să o văd pe regină. Între timp, noul rege, Charles al III-lea, face un turneu prin regat în calitate de nou suveran, așa cum prevede protocolul. Monarhul împreună cu regina consoartă, Camilla, au părăsit Highgrove House din Tedbury, Gloucestershire și au mers la Cardiff, aceasta fiind prima sa călătorie în capitala țării Galilor de la moartea reginei Elisabeta a II-a.